Ați primit și procesul verbal la ședința anterioară. Astăzi vă dat, așa, dacă aveți o problemă, ceva de obiectat la ordinea, deci la procesul verbal la ședința trecută. Dacă nu sunt, da, dacă au o problemă la ședința anterioară, urma, vă spuneți punctul de vedere. Avem un singur convest, nu citim, da. domn primar, să citească ordinea de zi. Sunteți convocați în ședința ordinară din data de 17-a 2-a de ședința sinodală, următoare ordine de zi. Proiect de ordine privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani de Zăbacău pentru anul 2021. Vă divers. Dacă sunt probleme, dacă vrea cineva să intervine la... Doamna, să credem tot la școală. Da, da, mai fiu... avem acolo o completare la materialul care l-ați primit deja, referitor la rectificare. Între timp a mai intervenit o modificare de la școala numărul 1 Balcan. De la școală. Este o cerere adresată către primărie în care spune așa: Școala Gimnazială numărul 1 Balcani vă roagă prin prezenta să ne aprobați la titlul 71 cheltuieli de capital, active fixe nefinanciare, să modificați lista de investiții în vederea achiziționării a două table pachet Expert 24, tablă interactivă serie Expert și videoproiector Optoma, suport de proiector, cu valoare de 200 de milioane lei. Deci, pe lângă materialul acela care l-ați primit dumneavoastră pentru ședință, a intervenit și această cerere ulterior, drept pentru care a trebuit să modificăm un pic la acest capitol. 200 milioane sau 20 de mii? Cât e? 20 de mii. Deci, 200 de milioane vechi. 20 de mii de lei noi. Pe două tabli, cât costă? 10 mii tabli. Da. Da, două. Valoare de... Bun, bine. Atât modificare este la referitor la proiect. Da, supunem la vot proiectul din ordinea de zi și plus modificarea care a apărut ulterior. Cine este pentru? Să abține cineva? Toți sunt. Domnul Gânga, bine? Împotrivă? Nu, treaba rămâna. Pentru. Ni s-a mai alocat o sumă de 250.000 de lei, dar încă n-au venit banii. Dacă vreți, ne mai întâlnim o dată sau dacă nu, oricum o să fie băgat în fondul de rezervă. Dacă vreți să ne mai întâlnim o dată, dacă nu, să rămână proiect, ca și proiect de hotărâri în fondul de rezervă, aia bani. Deci n-aveți datorii să plătiți? Nu. Foarte bine. Dacă sunteți de acord, dacă nu ne mai întâlnim o dată când în ședință... Suntem de acord. Supunem la vot. Da, supunem la vot. Cine este? Da, să abține cineva? Potriv? Toată lumea. Deci dacă vrea cineva să fie la cuvânt? Vedem proiectul de lucrări. Eu propun două lucrări care ar trebui realizate în Satul Frumoasă pe anul 2022. Așa. Iar. Amenajarea drumurilor agricole de acces existente, care există drumuri de acces agricole. Așa. Cum urmează, ar fi drumul mori, vis-a-vis de cantine, domnul Vival Cucir. Drumul ar trebui făcut, nu, lățit cu un buldozer, asta, toate astea ar trebui un buldozer, retirat un buldozer, pentru a, nu se poate face cu buldo, cu nimic, împins de amenajat. Nu. Așa. Podișul de sus, acolo e o problemă foarte mare, care este un teren aproximativ 30 de hectare, care nu are acces. Nu știu, poate știți sau nu, dar nu are acces, trebuie cineva, poate, o să vină și la noi, fermieri tineri, poate mai cosesc, îi fac ia fân acolo, da, asta trebuie și la noi ca să îi punem. Nu se poate, trebuie urca, duci fânul sus, luată și coborât la vară. Și cu un buldozer să te rezolva în câteva ori problema asta. Așa, podișul de jos și acolo, iar ar trebui
amenajat drumul, care se circulă vai de capul lui acum 100 de ani, șurimul. Și acolo, drumul de acces, strada bisericii, care este un acces pe șurim, pe strada bisericii, și un alt acces care pe strada șurim, la valii de magazin. Asta ar fi una. A doua, am o propunere care e una mai așa. Instalarea unui conduct, dar aici, nu știu, din câte țin minte, mi-a mai zis un consiliu, mai fost propus acum vreo 10 ani la primărie. Instalarea unui conduct PVC, pe la fântâna sărată, până la drumul forestier. Asta e bun. Ca să nu mai... Acum, care o adus, să vede, când plouă, nu se poate. PVC care costă un leu, metru, de la subțire, trebuie, nu trebuie. Da. Făcut mare, așa, și un tub de beton, care ne-ar trebui. La lucrarea asta, la fântâna sărată, dacă primăria poate să dea tubul de beton și PVC-ul, eu, pe banii mei, adică eu cu angajații mei pe banii mei, eu fac manopera. Adică fără, eu ce trebuie instalat. Manopera să bat în pământ și... Bravo, eu duc eu cu oamenii, mă duc într-o zi cu... Eu un catem. Dacă s-ar amură, calitatea e bună? Da, păi, eu studiam de cât lumea se cară de acolo tot sală. Noi mă cu tub, băi, băi. Un tub stă acum. Nu, trebuie, nu, au fost, am discutat cu oameni, trebuie de la de plastic, din beton. Imagine în beton. Da, betonul se face în ala de sare. Da, totuși, întrebăm să macere, așa este, dar cum tubul ai pus de cel puțin de 40 de ani? Tub care există acolo. O rezolvăm, o rezolvăm. Asta nu contează că e bun, că orice e mai bun, e mai bun. În primăvară o rezolvăm așa. Da, nu se rezolvă... Și la suprafețele agricole și de să facă drum... Tipo, deci nu se poate duce cu o remorcă. Cu remorcă, tipo, am mai intervenit acolo cu utilajul nostru, am mai... Dar trebuie lăsit, domnul, pe drumul. Lăsi drumul, că nu te poți duci cu remorcă. Nu știu ce trebuie. Cu două. O să pună piață. Nu, nu, nu. Restul remorcă. S-a atâtea drumuri în comunată de să zici un asemn. Nu vă bine, nu știți la așa. Vorbiți cu Zofir Budoza, care are tomomat din casa facă. Acolo e grăbim, suntem porci. Mai porci. La primărie fiind. Mâine. La magazin, dar nu ce... Dar nu alea sunt alea pe point, alea mici, dar alea mașinile mari, tu te duci, scanezi singur, îți robot, faci singur, robot. Robot, dar robotul nu-l aduce, am avut eu să-l aduce, nu ți-l aduce. Dacă mai vrea cineva să intervină. Domnul Gânda. Da. Dacă totuși s-a luat discuția de lucrările pe anul viitor, să le prinde la buget, aș vrea să aveți să puneți ghidionul ca prioritate, drumul de la Schitul Frumoasă, să-l facem din bugetul local dacă nu s-a putut face prin PNRR, și podul de la școală, care e foarte, foarte urgent, ați văzut și am spus de atâtea ori, Doamne ferește de o apă, să duce podul ăla jos, se poate prinde și se face, consolida jos, consolida la bază. Alte lucrări pentru îndiguire, asta le constatați dumneavoastră la fața locului, nu trebuie să le menționăm noi, să văd. Referitor la fântâna de Saramură, care a spus colegul meu de la... Păi trebuie. De atâtea ori s-a prins în proiect. În fiecare an era trecut, face, mai ales în campania electorală, era prins că se face la Sărățaua trasă. Hai să facem două, facem una și pentru Frumoasă și pentru Schid. E vorba de vreo 50 de metri ca să poată duce. Cum vă zic, dacă plouă, nu mai pot lua nimic. Acum râde, să trebuie să stai poți. Dar nu, domnule, acum. E vorba de un șanț și niște conducte din asta mai ieftine. La fel, nu știu ce se întâmplă la Rudaș. E un scurt ceva, decuplează.
nu-i vina noastră, dar trebuie făcut ceva cu lumina electrică de la iluminatul public, de la Frumoasa, de la Lutaș. Pentru că, da, fiecare, ați văzut că iasă discuții și pe Facebook, dar trebuie văzut ce consumator, ce dă ceva, un scurt acolo cât decuplează. Și mai sunt trei becuri la canton, unul după altul. Chiar de la capătul asfaltului la deal, sunt trei becuri unul după altul, mi-a spus unul de acolo la altă seară. Trebuie becurile să nu se aprindă. Da, dar becuri de tip vechi, nu de astea modernizate. Dar la Lutaș, în ultima vreme, nu au mai fost probleme. Acum, sigur, din la instalațiile astea care le-am pus, au fost făcut un scurt undeva. Asta m-am gândit și eu. Da. Trebuie văzut asta. Au mai fost probleme cu iluminatul public? Nu. Și da drumul. Facebook sunt. Și da drumul măcar acum. Să fie de la 5 jumate. Așa au fost. La Balcani am văzut la 4 jumătate. S-a vorbit astfel, și anul trimit pe teren. Da, chiar vă rog frumos. Am atât alt coleg. Da, dacă mai vrea cineva să intervin? Ban? Bine. Da, eu am o curiozitate. Am văzut materialele astea aici. Bine, eu înțeleg că ați trăit într-o epocă comunistă în care vi s-a implementat în subconștient așa cultul personalității, dar văd că dumneavoastră duceți la nivelul lui Kim Jong-un. Dacă tot dați un calendar, nu era nevoie să îmi puneți poza dumneavoastră pe el. Și dacă tot dați o agendă, nu era nevoie să vă semnați aici, mai ales primar, da, sunteți, dar profesor, nu știu că n-ați fost. Ba, am fost, da, știu. Da, când nu știți, am verificat și dacă nu vă convine... Lăsați-mă să termin. Da, dar nu puteți poza de acolo. Ideea era că dacă tot dați niște materiale, să le dați cu bun simț. Că nu toată lumea vrea să doarmă cu dumneavoastră pe post de icoană. Dar cine o să doarmă cu mine? Da, Doamne Perești, eu am soții. Nu, dar sunt bani cheltuiți din bugetul local, din banii oamenilor, ai miurea. Un calendar care o să duc, le-am dat dumneavoastră, o să dau și la profesor. Nu e normal ceea ce faceți. Dacă aveți apucători de Kim Jong-un, poate ar trebui să vă mutați în Coreea de Nord. Care problemă? România cică ar trebui să fie democrație. Da, dacă aveți o problemă la ordinea de zi... Păi nu, eram la diversie. Da, poate. Nu am trecut la diversie. N-ați trecut la diversie? Nu, de acum. Înseamnă că... Da. Tot înseamnă că... Acum, trecem la diversie. Dacă mergea cineva la diversie, să ia... Noi vom să te acoperiși la școală la știință. Cum? Noi vom să te acoperiși la școală la știință. Am văzut și eu acum, n-am văzut. Da. Da, e ceva. Păi, domnul Bară, dar eu știu că sunteți frați, bă, fraților. Eu știu că sunteți frați. Frate. Unde? PSD-ul, PNL-ul, eu sunt fan, dar voi... Problema PNL-ului la nivel de guvern e problema PNL-ului la nivel de guvern. Problema mea este cetatea Balcani. Bugetul public Balcani, oamenii din Balcani, dacă ăia la București fac ce fac, e problema lor. Eu nu link ce am scuipat, nici la propriu, nici la figurat. Ca să-mi asum trecutul. Da. Acum, la diversie, dacă ați spus că am trecut la diversie. Să știți, domnul primar, că aveți peste un an de zile de când ați preluat mandatul, al doilea mandat. Și apropo de îndiguiri, când s-a lucrat pe Căsoasa, ați spus că se vor începe din bani publici refacerea digurilor de înaintea podului, de la școală. Aveți de gând să vă apucați de ele în 2022? Posibil. Poftiți? Posibil. Păi poate luați în calcul, că acolo stau în cadă. De buget, de ce buget. Mi-a spus că nu aveți datorii, aveți bani să cheltuiți pe porcării. Eu nu lucrez cu datorii, eu nu lucrez cu datorii. Păi foarte bine, dar nu mai cheltuiți banii pe porcării, poate vă ajung și pentru lucruri. Nu e o porcărie, pentru tine orice e porcărie în comuna asta, eu zic că nu e o porcărie. Să spui poza pe calendarul care îl dai oamenilor? Da. Bun. Da, e poza primarului. Poate reușiți să faceți ceva lucrări și în sat Balcani. N-am făcut nimic în Balcani. Nu prea. Se vede. Este vreo stradă în limba asaltată? Mentenanță. Nu, vreau să vă spun altceva. Lăsați drumurile.
aveți, de fapt avem mari probleme cu anumite șanțuri. Inclusiv ăla la mine. Eu mi-am refăcut acum tot gardul. Am dat gardul cu vreo 20 de centimetri în interior. Poate veniți și faceți ceva, că acolo iarăși a plouat acum câteva zile, iar a trecut pârâul, drumul județean. Vă spun de 5 ani, de când sunt consilier. La punctul Cezărică, iarăși, e problemă. Ați încercat dumneavoastră să duceți apa aia până în Tazlău, dar n-ați reușit. Ați terminat-o în bucățile oamenilor. Care apă? De la punctul Cezăr, acolo, de un pârâu care se scurge și se oprește în Cezărică. Se oprește în mijlocul câmpului, în bucățile oamenilor, într-un drum. Dar poate luați în calcul și lucrurile astea. La Luca, mai la vale de mine, acolo la fel. Iarăși, se adună apa, inundă gospodăriile. Nimic. Ai zis și Cătălin că trebuie făcut o problemă acolo, n-ați luat nicio măsură. Deci, îmi place că faceți ședință înainte de ședința Consiliului Local, vă puneți câte un consilier să expună două, trei puncte pe care aveți de gând să le faceți în anul următor, ca să dea bine pe oameni. Nu, văd că așa procedați dumneavoastră. Nu, ți se pare, dar ar trebui să luați în calcul lucrări pe toate cum... Chiar am luat în calcul și lumea e mulțumit. V-am spus acum câteva... Am luat în calcul lucrări importante și lumea e mulțumit. Dar lăsați-mă să vorbesc. Luați-vă notițe. Dar de la replică, dacă toți vorbiți. Păi dacă vorbește, eu vreau să că tu acum spui că n-am făcut nimic în Balcani, că n-am făcut șansă în poartă la tine. Și asta înseamnă că n-am făcut nimic în comună. Dar de bine, am să facem șansă în poartă la tine. Vreau să fii mulțumit. Am mai fost făcut o poartă, domnul Luca. Cel, o dată ce... apă pe el. Da, da, păi în poartă la tine. Și eu n-am nicio problemă cu faptul că vreți să faceți șansă în poarta mea. Dar... dacă îl faceți, aduceți și un tub ca să poți să ieși din curte. Nu văd aia de joc care ați făcut-o ultima dată. Care ultima dată? Eu n-am făcut. Erați viceprimar. Știți prea bine. Unii am făcut lucrări, eu ne-am făcut simile răspundere. Ați început să faceți lucrările cu da. Un pic nu mai... Nu-ți place, e ceva normal din opoziție să nu-ți placă. Da. Nu-i da. Ceva... Pârâu, nu pârâu, podul de la Ludaș, de la... punctul Paltin, v-am zis de 2 ani de zile că trebuie curățat. Nu l-a curățat. Care trece pe sub DJ. Da, am oprit și m-am uitat sub el la o săptămână, este la fel plin de bălării. La primăvară când va veni apa... Am curățat, s-o umplut înapoi, ca nu, asta nu... Nu, nu l-ați curățat da, niciodată. Da, am poze, am stai liniștit, că da, eu fac, îmi fac treaba. Da, știu. Dacă... Dacă mai am, nu. Da. N-am terminat. Da. La schitu, pe... Căpățâna. Pe Căpățâna. Ați spus acum vreo două ședințe că e prins acolo în diguire totală și asfaltare, nu? Da, avem proiect. Bun, până unde? 2 km până în capul statului. Vedeți că la... chiar spre capăt, unde a făcut lucrarea, nu știu ce firma, acum un an, când am postat eu că a căzut, s-a dus la vale toată lucrarea, iarăși fuge acolo pământul. S-au pus niște crengi peste, să nu cadă la mașină. Mai reparăm până facem proiect, până ne apucăm proiect. Și aveți, la fel, vreo 2-3 becuri care nu merg chiar în capăt, acolo pe Căpățâna. Și la canton, pe Căsoasa, ar trebui să balastați un pic ce trece de podul ăla de lemn, șoseaua, drumul ăla, pentru că nu pot intra oamenii spre casă, mi-au spus. Când am balastat drumul gândit acolo? Două săptămâni. O săptămână, două, 10 zile. A, spus. Băi, v-am mai spus-o, dar nu... Păi dacă nu spune, doamne, așa, nu spune nici doamna asta. Nu vă spun, am fac datoria. Ce fac eu, nu spune nici bar, dacă eu n-aș face. N-am fost în ultimele 10 zile. Dar n-ai fost niciodată, nu spune. În campanie, în campanie ce mai mergi tu pe drumul, dar ies nu. Da, asta-i părerea dumneavoastră. Fa multă. Ok, stai bă, tu mai sunt care vor să intervenim. Da, mă, rest, sărbători fericite da, și încetați cu mita, că am ieșit din cuvânt. Mai ceva de zis puțin, dacă, da. Cu domnul Barda, dacă v-ați referit la mine... Nu m-a referit nu la mine. Bine, atunci ce dați? Ați înțeles greșit. Bine, atunci nu v-ați referit, că dacă nu... Nu, nu. Ziceați că ați greșit. Mergea cineva să intervin? Nu m-a referit la domnul Gânda. Da, am fost la Frumoasa, am vizionat niște
lucrări. Vă felicit. Lucrările sunt bune, făcute cu bun simț. Și chiar mă bucur când văd cu un primar, văd că poate face ceva. Dar aș vrea să văd toată comuna făcută așa. Deci dacă pui, dacă pui schimbul și cu frumoasa, e diferență ca de la alaze. Nu trebuie să vă spună ce-i de făcut la schid. Mergeți cu mașina și vedeți. Și m-aș bucura să văd ceea ce e la frumoasa. Și nu uitați. Ce ați făcut la frumoasa, cred că 80% ați făcut cu bani din bugetul local. Dacă nu mai bine. Da. Nu spun. Cum era Olariu, cartier, orice o fi acolo, că eu nu-i pot să zic așa, în urmă cu 20 de ani. Și cum e acum. Da. Și cum era schitul în urmă cu 20 de ani? Hai să fim serioși. Când s-a făcut asfaltul la schitul frumoasă, nu erau proiectele făcute și pentru cartier. Și totuși s-a făcut. Cum a fost domnul Rață, le-a făcut și acolo. V-a strugat el, domnul Rață, hai să faci. V-a făcut, da? Dumneavoastră ați... Noi l-am mai reparat. Da, dumneavoastră... Dacă soasa, căpățâna, Ghidion, știrbăți... Da, dar din PND-le 1, PND-le 2, deci nu din bugetul local făcute. Dar am prins și din bugetul local. Dacă... Păi tocmai de asta spun, hai la bugetul de anul care vine... Iasă bine la cameră. Noi am mai discutat chestia asta. Nu e vorba de cameră, domnule. Ba da, dar dacă am mai discutat chestia asta de atâtea ori, am zis că le facem funcție de buget, facem toate deci cumva. Nu reușesc în mandatul ăsta, o să fac în mandatul viitor. Păi, eu și așa vă sprijin. Așa am spus că vă sprijin. Deci am spus de foarte, foarte. Stai liniște. Dar sunt 3 ani, sunt 3 bugete. Dar asta nu vezi că vor la 7 ani de acum alegeri. Păi, așa e ceva frumos. Cu ocazia asta termin și eu lucrurile. Dar chiar din cuvântul meu, nu e... mi-a plăcut și la frumoasă. Și la schid și la Ludaș mi-a plăcut și la Balcan, lumea e mulțumită. Nu poți să-i mulțumești pe toți, mai ales opoziția. Nu poți să-i mulțumești, dar în general lumea e mulțumită. Știți cum, să vă spun exact, la frumoasă nu-s mulțumiți 20%, iar la schid îs mulțumiți 20%. O să mai mulțumesc încă 20 mandatul ăsta, așa am 40%. Păi vreau să văd, ca să-i mulțumesc, trebuie lucrări făcute și la asta. Eu sunt mulțumit că adică și la Rudaș și la... La biserică, eu sunt mulțumit că ați făcut parcarea la biserică. Da, am făcut-o, nu? Da, pe asta am spus. Nu, fiecare vrea, azi, nu se poate. Sau omul, nu poți face toate într-un an, într-o zi. Da, dar casa omului trebuie făcută de așa fel să-i mulțumim. La anul, adică pe toți copiii. La anul, în funcție de buget, ne axăm pe Balcan marginea, asfaltăm alea 3 străzi și Ghidionul. Și în cartier, o stradă. La Ludaș ce face, domn primar? La Ludaș noi turnăm un asfalt piste sau altul. La Ludaș terminăm dispensarul și am îndeplinit dispensarul, acoperiș, parcarii la dispensar, căminul ăla, gardul, așa, cu jocul ăsta, pentru copii acolo. Am un plan, depinde de buget. Promisiunea am că o să fie bani și la bugetul viitor. Și împreună o să facem buget, o să-l aprobăm care de acord. O să facem și șansuri. Bine, că astea la drumul județean nu putem noi primăria să ne... Dar nu-s de voi. Da, eu am vrut, am proiect acum, lucrăm la un proiect pentru alei pietonale. Dintr-un capăt în altul. De la Ludaș și până acolo. Să văd dacă ne-l aprobă. Consiliul ăștia de la Consiliul Județean sunt niște avize care trebuie. Nu depinde toate de primar. Parcă eu n-ar vrea apă și canalizare. Proiectul ăla cu apă și canalizare atâta timp. Ați văzut la Bacău, 3 proiecte au scos la licitație, nu s-au prezentat nimeni. La noi în primăvară scoate proiectul apă și canalizare pe Comuna Balcan, pe jos și Berești. Să vedem, se prezintă, dacă nu se prezintă nimeni, primarul e vinovat. Alt proiect nu poți să faci, că avem proiect deja. Când un proiect pentru apă și canalizare nu se poate. Nu se poate pe același buget. Nu se poate pe nici, dar pe ce buget poți? Și atunci, la Pârjor, de ce există în paralel pe fonduri europene proiecte? La Pârjor am văzut că la există Bermanie, foarte la multe, fel. Am văzut foarte multe proiecte la Pârjor și multe realizări acolo. Au făcut PECO, au făcut
Păi nu. Deci nu se poate pe aceeași finanțare, domnule primar. Doamne, nici pe altă finanțare. Ba, nu da. Poți că e punctajul care nu prinzi punct, nu-ți dă puncte acolo, te întreabă. Deci, mai ai proiect? Da, nu prind punctajul de 60% sau depinde de asta. Dar nu neapărat primarul trebuie să facă proiecte și consilierii. Domnul Barna, faceți un proiect. În altă... Deci numai cu gura e foarte ușor, parcă eu n-aș vrea să fac absolut până, dar vină cu un proiect și eu te ajut cu orice, vină tu cu proiectul și sursa de finanțare. Proiect de canalizare și apă? Da, un proiect cu așa și sursa de finanțare. Vă auziți? Da, vă spun, fonduri europene, faceți. Foarte bine, dar nu, deci foarte bine, fonduri europene, dar sursa din fonduri europene, proiectul ăsta, sursa de finanțare. Unii, da. Ministerul care îți dă bani, de unii, cum îi faci? Cum adică? Păi, dezvoltare rurală. Păi și ăla. De ce nu te implici ca să faci eu, așa ceva? Eu, când voi fi primar, mă voi implica. Atunci nu mai avem niciodată apă și canalizare. Eu sunt plătit să vin să vă... Dar nu trebuie să spui că eu știu. Băi nu, că eu știu chestia asta, dar tu, dacă vezi, dacă tu ca și consilier vezi că primarul nu vrea să facă, Nu vreau. Dumneavoastră poate ați vrea, dar nu puteți. Nu pot, că atât, dar dacă tu ești mai deștept și poți, de ce nu faci? Da. Fonduri europene, hai să vedem și eu apa și canalizare la Pârjot când începi, fonduri europene. Că noi suntem prinși în același Balcan, păi dacă știi atunci și... E comun, dar ei mai au unul. Dar au vreo 20 proiecte, am și eu proiect. Fac și eu lucrez acolo la proiecte. Vrei să mă laud că gata, din săptămâna care vine avem alei pietonale și apă și canalizare, eu spun adevărul, nu mint, asta e problema. Închide, dar domnul primar tot băca și domnul Barna și eu am ascultat. N-a terminat? Păi da, de unde dacă domnul primar spune destul de clar că aveți prins pe anul care vine o stradă la cartier la... Am în plan, în funcție de buget. Dar prioritatea Balcan Mare. Ca vol n-am asfaltat nicio stradă. Aveți mulețele la Balcan Mare, n-aș prioritatea fi și bilion. Asta vreau să spun și eu. În funcție de... Eu, dacă mi dă bani, toate străzi, tot proiectul ăla fac din buget local și am terminat. Nu mai fac nicio lucrare altceva. Eu știu. Nu vă comparați drumul de la Gideonul care îmi dă. De acolo vine bani, pe acolo trece pădurea și nu este. Cu unul care se duce, cine se duce cu mașina până acolo, o mașinuță mică. Da, deci aparține din BCO 86. Hai să fiți serioși. Deci drumul de la Schid e drum care pe el se face comerț. Pe toate drumurile, dar eu fac drumul pentru comerț sau pentru oameni. Dar nu comerț pentru noi. Nu, pentru oameni, nu. Deodată ce trei mașini de 35 de tone cu lemn, ai 50 de tone. Hai să fim serioși, nu se poate face 500 de metri de drum. Dar eu până acum spun că fac așa, tu spui că nu se face. Da, da, atunci că nu e prioritate. Prioritatea e toată comuna. Ei, așa da. Toată comuna e prioritatea. Da, încep... Să vă mai iese porumbei din gură, nu numai... Deci toată comuna, dar încep cu Balcan Marginea, fiindcă sunt primar, așa ne-am promis. După aia continuăm. Dacă mai rămân bani ghilion, mai rămân bani frumoasa, Ludaș... Rămân bani. Păi să dea domnul. Cum o rămasă anuștia rămășlau. Care nu le pot eu? Faceți proiecte și fac o placardă mare. Datorită domnul Barna, proiectul cu tare. Și mă retrag eu. Dacă domnul Barna aduce un proiect pentru și cu sursa de finanțare, eu mă retrag, nu mai candidat. Nici nu termin mandatul ăsta. Dar n-am cum, pentru că nu sunt primar. Dar nu trebuie primar, domnule, și consilierii fost fac, nu numai hau-hau, și consilierii. O să vă spun... Adică tu vii la mine și spui că trebuie apă și canalizare și o să fie apă și canalizare peste câțiva ani. Datorită mie apă și canalizare. Dacă eu nu spuneam în ședință că asta e stilul tău. Domnul Kim Jong-un. Da, domnul. Singurul lucru care l-ați învățat de când sunteți primar este am învățat să mult. Să răcniți. Tu n-ai învățat mult. Să răcniți. Asta ați învățat. Mai tare ca tine? Da. Hai, în ultima vreme, da. Nu, problema, tu ca să te... Problema este reabilitezi, dar n-ai nicio șansă. Problema este în felul următor. Eu v-am spus lucrul ăsta din prima ședință în care am fost ales consilier local. Tu nu erai consilier local, că eu aveam în gând să fac așa. V-am spus de șanțuri, tot pot să termin? V-am spus de șanțuri, v-am spus de asfalt pe toate drumurile, v-am spus de canalizare, v-am spus de apă, v-am spus de trotuare, v-am spus de
alei pentru biciclete, v-am spus de treceri de pietoni, v-am spus de toate lucrurile care trebuie făcute. Eu nu făceam, dacă nu spuneai, eu nu făceam nimic. Eu nu v-am spus că dacă nu spuneam eu. Băi. Dar nu puteți nici contesta faptul că haide-mi, lasă sunteți ironic populismul ăsta, lasă populismul ăsta. Nu lasă. Ai populism. Cum? Ei, nu știi ce înseamnă populism? Nu știu, dar eu nu știu nimic. Așa știi tu, ai populism. Dacă era așa, ceva cu miserii, pe care pe camere tot i-ai. I-ai și din datorită ție. Poate dacă nu erai tu, îți făcea mult mai mult în comuna asta. Exact. Nu că poate, sigur. Eu am stat împotriva dezvoltării comune. Da. N-ai votat odată. Deci, acu e bun asfaltul care-i făcut, dar nu-i votat, dar tu ai spus ia grei asfalt. Ia uitați-vă pe filmări, că eu tot ce a fost prins ca lucrare de drumuri și poduri... Nici un buget. Păi bugetul, ai votat odată bugetul la care s-au prins bani pentru lucrările astea. Ai votat, nu ai fost de acord. Tu vii, spui că trebuie aia, dar dacă se face, nu-i bun. Nu-i bună lucrarea aia, nu-i bun. Dar bugetul nu votează. Dar bugetul nu, că vreau, dar nu votez pentru bani la eu vreau să fiecare, de ce crezi că e ușor la consilieri te spune că trebuie și cu tare, trebuie și cea, trebuie și a, și după aia datorită mie s-au făcut. Datorită consilierilor, bineînțeles, cu neastră, împreună am făcut și buget, împreună l-am aprobat, împreună am avut discuții despre asta. Domnul, vreau să iau și-o cuvânt. Da, ați încheiat un nu s-a încheiat nicăieri. Da, nu acum. Am asistat la discuțiile care s-au purtat și în această ședință, și înainte. Știți că am rămas surprins neplăcut, pe de o parte. Că se tot apează pe anumite chestii. Și în special când se filmează, ca să ieșim în evidență noi și datorită nouă s-au făcut cutare. Astea sunt chestii care sunt la ordinea zilei. Nu cred eu că domnul primar nu e în stare să facă aceste lucruri. Dar vedeți, și în gospodăria noastră acasă, sunt lucruri care le amân de pe o zi pe alta, că nu le poți face. Și toate cu prioritate. Pe care, domnul da? Profesor? Pe care, da, bun, mulțumesc. Asta, mulțumesc. De asta e profesor, e profesor de limba română care abar n-ai. Că dacă ai fi în stare, ai fi la școală. Da. Și ai educat copiii, n-ai vine aici să tapezi și să faci observații la oameni și, și să pui frâne în activitatea consiliului. Știu că deranjează să vă corectez, dar asta e, defect profesional. Da. Bun. Și de aceea zic că ar fi bine să fim mai calmi și să fim mai îngăduitori și să lăsăm oamenii să lucreze. De ce sunteți așa încruntați? Nu înțeleg. Eu am venit bine dispus. Dar și deci eu cum? Dar pare că e încruntat, domnule? Da, nu sunt încruntat. Nu sunt încruntat. Înseamnă că n-ai reușit să mă cunosc de atâta timp, nu? Nu. Măcar să fii tu încruntat cum sunt eu acum, să fii tu toată viața de acum încolo. Mulțumesc frumos. Eu trăiesc viața cum vreau eu. Foarte bine, păi dar nu te-am pun eu. Da. Cam asta am vrut să zic. Bine ar fi să fim, adică să fim cu picioare pe pământ într-o zi. Da. Parcă aceste probleme, eu nu le cunoșteam și le-am zicat și dumneavoastră. Dar domnul primar, știi, mă duc, te duci ca și la un copil la școală. E explicat, o, de două ori, de explic de 100 de ori, îi spui același lucru o lună de zi, un an, aici 4 ani. Devii ridicol, domn, devii ridicol, din punctul meu de vedere. Foarte bine, eu încerc să aduc în atenție problemele oamenilor. Și ce ai realizat, mă, în cadrul comun acestea? Ce ai realizat? Spune, concret, domn, asta am făcut eu, asta am făcut eu, asta am făcut eu. Primarul cu au făcut asta. Numai venim și vorbim. Știți cum se caracterizează un om, domnul profesor? Din ceea ce nu face. Vă spun mai bine ce nu am făcut. Nu am mințit, nu am manipulat, nu mi-am cumpărat voturile cu prostii din astea. Sărbători fericite, să ne întâlnim la un an mai bun la toată lumea. Mulțumim, domnule.